Da, păi bine v-am găsit la un nou episod. De această dată o să reacționez la un videoclip. Este pentru prima dată când fac asta, dar cum pe internet circulă acest Alin Barosan de Barosan, am zis, bă, hai că merită să reacționez și eu la treaba asta, pentru că am văzut ceva, câteva faze anume și, bă, copilul ăsta e forță rău pe sistem. Hai să vedem ce se întâmplă, mă, băieți. Și Familia speră să facă din Alin un copil mai liniștit și mai cu minte. ia uite-l, mă, pe Dar băiat. să Deci facă ăsta e treaba. inculpat, Să mă. fie Barosan de Barosan. Barosane, Barosane, ia uite-l, mă. Are stofa, mă, de Barosane, ăștia, bun. Ia uite, mă, ce tu, bă, nu mă tau, mă, ia, mă, nebune, dă-i, dacă te dă și un croșeu, ceva, așa, cu piciorul, dă-i și flegma. Așa, ia uite pe băia, mă, ce tu pe oare, pe... Da. Dacă Deja se a bagă început într-o bine. fugă și nu... Și pe cine găsește Da, în e baie? curios. Ia uite, Alin, ce-a te făcut? Ce-a rog făcut, mă, frumos, stropit-o pe aia, ești Alin, nebun, te da, cu balonul rog pe aia. frumos, Da, uite, mă, că o stropit-o, ești nebun. Eu, da, mare o să zmecleu. merg la baie Și... să mă Da, șterg. ea merge la baie, să știa. Eu Asta mă duc să este fac niște super bani. neni aia de... Trebuie să-l educe pe Ce băiatul vrei să ăsta, mai nu? faci? Direct croșei de ei. Aoleu. Și după cum observați, ascultă o melodie forță. Dar asta-i se rupe ciocanul de au... Nu, puțulica de aia, că... Cele două femei suportă zilnic scandalurile provocate de Alin. Îl doare pe Acestuia ăsta nu-i în convine banană nimic asta. din Ia ce fac uite-l pe mama aia, și tele mâna ce ei, pe face care ăsta le pe jos. tratează ca pe niște simple sclave. Greu Ia. de intuit încă motivul. Bă, ești de bun! Ia uite-l pe el! Mamă, i-a aruncat farfuria de cioro pe jos, băi, ești nebun! Păi să o mănânci tu cu măta și cu mama. E forță. Deci băiatul are niște... Bă, nu știu, pentru vorbele astea la... Câți ani are ăsta? Habar n-am câți ani are. Tot respectul pentru vorbele astea, dar pentru ce face... Bă, nu știu. Nu sunt cu violența, nu sunt cu chestii de genul, dar trebuie bătut ăsta odată ca să știe, mă, frate, că nu așa se trăiește pe pământul ăsta, mă. Și asta e mai proastă pe el. Păi ce faci? Tu strângi acum după el să... Deci ea strânge după el, n-are niciun fel de problemă, strânge după băiatul ăsta, eu aruncat toate ceva pe jos. Îl doare în banană, după cum vă spuneam, mă pup în cur. Pentru ce Ce? mi-ai făcut acum, că chiar mi-ai pus mâncarea. Dar bă, ești mare rege al României, frate, ăsta, ia uite-l. Bă, du-te dracu de aici, bă, ești nebun la cap. Nu, dar, sincer să vă zic, nu știu, bă, ce părinți are, mă, băiatul ăsta, eu nu înțeleg. Maică-sa aia și... Nu înțeles că maică-sa și mătușă-sa au grijă de el, dar... Auzi, mă! Da, o, ia uite-mă pe ăsta. Ăsta se face lăutar când se face mare, mă. Ce face, mă, ăsta? Asta am văzut-o, frate. Deci asta am văzut-o. Bă, dă-mă, pula mea, te joci cu mingea, te joci afară, în parc, dacă te joci în casă, dai, spargi pe aici lustra, mă. Ce e asta, mă? V-am dat de lucru, na? Pula mea, adică eu sparg astea pe aici și mai câta vine și îl strânge de pe jos. Bă, ești, bă, ăsta e fenomenul. Eu o bate, mă. Ia, și tu, trei și tu la ture, K1, direct. E normal. Ia uzi. Cristos, mă, dacă nu taci din grătea, mama dracu. Deci ăsta le bate, mă, ești nebun. O bate pe mea, să pe mântuși, să... Luna, ia uzi. Deci mare bătaie ce și-au femeile astea dacă nu faci curat și... Bă, cred că... Ia stați 2 secunde. Stai, îl fac... Ia uite-o că strânge, deci femeile strâng, frate, deci ăsta chiar le poate, le dă zmecleu. Hai că aici am înțeles. Opa, cine a apărut? Vini și mea aia prost. Varsa. Cartofi prăjiți. Bă, stop. O scuipat-o? Nu am
Dă-te pula mea, ăsta e, ăsta e nebun, n-ai cum, uite, ia stăm, păi dă-i una scaltoacă să știe cine să rămână așa palma aici, așa frumos să-i rămână palmău. Păi ce e asta, așa, dă-i, ce, că nu mai cumpără nimic, păi cumpără o bâtă, să, cumpără și o bâtă, să-i dai, ia uite mă, fuge de el. Uite, îți promit eu, mâine mergem la ștrand. Mâine mergem la ștrand? Bă, serios? Deci după ce o bate și dă cu picioarele și cu pumn, ia mâine mergem la ștrand? E prost. Da, ce să-i cer și... Nu, că și tu ești o proastă, tu nebunul. Hai. Nu mergem în casă, da? Mergem în casă. Să vezi ce să merge stație în casă. Dar ești cu minte, da? Și mâine mergem la ștrand. Da? 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 Bine. Coaie, să mortă cu scuipatul. Stop, dă înapoi. Mare ce smecle... Direct flec mă pe bornă, eu dat. Ma, bă, nu se poate mă cu astfel de copil. Eu nu fac duș când vrei tu, fac când vreau eu. În sufletul meu, tu ești ca băiatul meu. Ia bai, lasă-o oricum, face bani, că așa faci bine. Doar că ăsta-n ciocan. N-are nicio fel de treabă, băiatul. Mai plânge acolo, nu mai plânge proza, dă-mi suc, adică dă-te pula mea, te adum sucul, că pe mine doare în ciocan că tu plângi. Da, mă băieți, păi, cam atât o să fie și cu acest episod, nu știu, este ceva nou pentru mine să fac astfel de reacție la videoclip. Bă, dacă v-a plăcut, nu uitați, să apăsați butonul de like, un subscribe, dacă nu v-ați abonat încă. Nu știu, și poate în viitor o să mai facem ceva de genul, dacă găsim, uite în ce poziție l-am oprit pe băiatul ăsta, nu știu, dacă găsim ceva interesant la care să reacționăm, o să facem și în viitor. Bine, băi, spăi, cam atât o să fie. Eu am fost Lolex și până data viitoare, numai bine, hai noroc!